Acțiunea intitulată Săptămâna Fructelor și Legumelor la Colegiul Național Ion Minulescu a reprezentat un nou succes. Elevii și profesorii de aici au strâns din nou cantități impresionante de alimente, de la mere, portocale și până la fasole, vinete și ardei. Se ia legătura cu șeful centrului, mi se spune de ceea ce au nevoie. Noi comunicăm profesorilor dirigenți și elevilor claselor, tuturor ciclurilor de învățământ și ne mobilizăm. Clasele ciclului primar și gimnazial au donat portocale și mere, clasa 9-a fasole, clasa 10-a ardei, a 11-a vinete și clasa 12-a dovlecei. Tinerii au fost foarte încântați de această idee și au răspuns prompt invitației de a aduce cantități însemnate de fructe și legume. Astăzi colectăm și ducem către azilul de bătrâni fructe și legume în cadrul proiectului Săptămâna Fructelor și Legumelor, proiect ce se desfășoară la noi în școală de mult timp. În acest an ne-am implicat și noi, activ Consiliul Elevilor. Am distribuit către clase, am colectat listele cu elevii care au donat cantitatea, tipul de fructe, de legume pe care le-au donat. Este o acțiune foarte importantă, trebuie să învățăm să oferim și să dăruim bătrânilor, pentru că ei se află într-o situație mai delicată și e bine întotdeauna să îi sprijinim cât putem noi. Mă bucur că elevii s-au mobilizat foarte rapid în primul rând. Am reușit să strângem cantități semnificative de fructe și legume, mere, portocale, fasole, ardei, vinete și așa mai departe. E important să promovăm valorile morale după care elevii noștri să se ghideze, cum ar fi empatia, să promovăm ideea de voluntariat, de beneficii fără a aștepta ceva în schimb. Și ne bucurăm că am reușit să facem acest lucru cu brio. A fost un feedback foarte bun, încă de la clasele primare, cât și ciclul gimnazial și liceal. Sunt dornici să se implice activ în viața comunității, mai ales când au auzit că donațiile vor merge către un azil de bătrâni. Colegiul Național Ion Minulescu nu este singura unitate de învățământ care a organizat Săptămâna Fructelor și Legumelor donate. Aproape toate școlile din județul Olt s-au mobilizat și au strâns cantități uriașe de alimente neperisabile.